Săritura de Lev Nicolaevici Tolstoi. O corabie se întorcea acasă după ce făcuse înconjurul pământului. Era o vreme liniștită. Toată lumea ieșise pe punte. Printre oameni se învârta o maimuță mare, stârnind hazul tuturor. Se strâmbea, sărea, făcea tot felul de lucruri comice, maimuțăra pe oameni și, văzând că lumea se distrează pe socoteala ei, făcea și mai multe ghidușii. Deodată, mămuța sări la băiatul capitanului corabiei, un copil de 12 ani. Îi smulse pălăria, și-o puse pe cap și se cățără iute pe catarg. Toți începură să râdă, băiatul însă rămas cu capul gol, nu știa ce să facă, să râdă și dânsul, ori să se supere. Mămuța se așeză pe prima vergă a catargului, luă de pe cap pălăria și începu să o rupă cu colții și cu unghiile. Părea că își bate joc de băiat, se strâmba la el și îl arăta cu degetul. Băiatul striga la ea și o amenința, dar maimuța continua să sfâșie și mai rău pălăria. Marinarii îi dă un hohote. Băiatul se înroși, își lepădă hăinuța și se avântă pe catarg după maimuță. Cățărându-se pe frânghie, ajunse într-o clipă la prima vergă. Când se apuce însă pălăria, maimuța se cățără mai sus, cu mai multă îndemânare și mai repede decât el. "Nu-mi scapi tu!" strigă băiatul, urcându-se după ea. Maimuța îl întărâtă din nou, suindu-se și mai sus. Pe copil însă îl cuprinse furia și nu se lăsă biruit. În câteva clipe, amândoi ajunseră în vârful catargului. Acolo sus, maimuța se întinse cât putu de tare și, ținându-se de frânghie cu piciorul de dinapoi, atârnă pălăria în capătul ultimei vergi, după care se cățără chiar în vârful catargului, strâmbându-se și rânjind de bucurie. De la băiații până la capătul vergii, unde atârna pălăria, erau vreo doi colți, așa că nu putea ajunge la ea decât dacă ar fi lăsat din mâini frânghia și catargul. Copilul însă se înciudase peste măsură. Se desprinse de catarg și păși pe vergă. Pe punte, toți priveau și râdeau de isprăvile maimuței și ale băiatului. Însă când au văzut că el a lăsat din mână frânghia și a trecut pe vergă, ținându-și cumpăna cu brațele, au înmormurit și cu toții au stricat, iar apoi au împietrit de spaimă. Era de ajuns să dea greș cu un singur pas și băiatul ar fi căzut, strobindu-se de punte, dar chiar dacă n-ar fi făcut nicio mișcare greșită și ar fi ajuns la marginea vergii să-și ia pălăria, i-ar fi fost foarte greu să se întoarcă și să ajungă din nou la catarg. Toți priveau în tăcere, așteptând să vadă ce are să se întâmple. Din mulțime, cineva nu-și putu stăpâni un strigăt de groază. La acel țipăt, băiatul se dezmătici. Se uită în jos și începu să șovăie. În vremea asta, ieși din cabină căpitanul, tatăl copilului. Avea cu el arma ca să împuște pescăruși. Când și-a văzut băiatul pe vergă, a îndreptat pușca spre el și a început să strige. În apă! Sar imediat în apă! De nu te împușc! Băiatul se clătină, dar nu înțelese. Ori sar, ori te împușc! Unu! Doi! Dar n-apucă tatăl să strige trei, că băiatul sări, avântându-se cu capul în jos. Copilul căzu în mare ca o ghiula de tun și până să-l fie acoperit valurile, 20 de marinari au și sărit de pe corabie în apă. Peste vreo 40 de secunde, care părură tuturor nesfârșit de lungi, băiatul ieși la suprafață. Fu dus pe corabie. Peste câteva clipe, după ce dădu afară apa, pe gură și pe nas, apă înghițită, începu să respire. Când capitanul văzu asta, scoase un suspin, ca și cum ar fi înăbușit ceva, și alergă în cabină la el ca să nu-l vadă nimeni, plângând.